Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Deci pentru anul 2012 a suferit o nouă amânare în cadrul ședinței de Consiliu de Miercuri, 8 februarie. În cadrul ședinței de miercuri, consilierii locali au aprobat însă proiectul de hotărâre privind aprobarea contactării unui credit extern în valoare de 5 milioane de lei pentru finanțarea cheltuielilor eligibile a proiectelor modernizare și extindere liceul Alexandru Papiu Ilarian și reabilitare Colegiul Național Andrei Mureșanu. Consilierii locali au fost de acord și cu majorarea tarifelor la parcul balnear Toroc, iar tarifele au crescut de la 4 la 5 lei pentru copii și de la 8 la 10 lei pentru adulți. La capitolul proiecte amânate s-a numărat și proiectul privind modernizare străzi municipiul Deș, proiect care va fi dezbătut în ședința următoare. Proiectul privind modificarea tarifelor la serviciul administrarea cimitirelor a fost de asemenea amânat. Proiectul privind bugetul municipiului Deș se va fi din nou prezentat de consilierilor locali în ședința de Consiliu de Miercuri 15 februarie, data stabilită de consilierii locali pentru a relua discuțiile referitoare la buget.